Dragi prieteni, iubiți credincioși, suntem în timpul sfânt al Postului Mare. În acest an, Postul Mare, pentru noi creștinii, capătă o dimensiune neașteptată din cauza noului coronavirus. Acest virus nemilos ne pune pe toți în fața fragilității umane, în fața Vulnerabilității și a neputinței, și ne face să ne îndreptăm gândul la Cel care este deasupra noastră, Dumnezeu. Dumnezeu care pentru mulți pare să fie absent în aceste momente grele pentru omenire, dar care de fapt este prezent în mijlocul nostru ca întotdeauna. El nu este indiferent în fața situațiilor grele prin care noi oamenii trecem de atâtea ori. Este alături de noi și vrea ca să ne susțină cu bunătatea sa, cu iubirea sa și să ne ajute. Acest virus prăbușește parcă siguranțele noastre, sentimentul că noi putem face singur totul, că noi putem rezolva totul. Nu. Deasupra noastră este cineva mai mare decât noi, cel care conduce, de fapt, destinele omenirii. Este Dumnezeu. Chiar dacă unii spun că Dumnezeu nu este prezent în aceste momente grele prin care trecem, El, de fapt, este prezent, este în mijlocul nostru și vrea ca să ne ajute. Vă îndemn pe toți să ne punem toată încrederea în Dumnezeu și să-i cerem ajutorul. Sigur, El nu ne va părăsi. În fața situației create, vă îndemn pe toți la rugăciune, la încredere în Dumnezeu, la responsabilitate și la solidaritate. Fiind izolați în camerele, în casele noastre, Vă îndemn să profităm de această ocazie pentru a întări în noi spiritul de comuniune, de solidaritate, să socializăm mai mult și împreună fiind în casele noastre, în fața unei icoane, în fața crucii, să înălțăm rugăciuni în comun cu cei dragi ai noștri, atât pentru noi cât mai ales pentru cei care sunt afectați direct de acest virus un gând aparte în drept spre credincioșii noștri aflați în zonele foarte afectate de COVID-19. Cei din Italia, cei din Spania, cei din Germania sau din alte țări. Dragi credincioși, suntem alături de voi. Nu vă uităm în rugăciunile noastre, vă încurajăm. Nu vă pierdeți speranța. Suntem alături de voi. Ne asociem dispozițiilor primite din partea autorităților civile, ca și din partea Bisericii, să oferim lui Dumnezeu ca o jertfă personală faptul că suntem îndemnați de autoritățile civile să stăm în aceste zile mai mult în casele noastre, izolați, în singurătate, dar de fapt nu este singurătate pentru că Dumnezeu este cu noi și în spirit de credință să-i simțim alături de noi pe toți ceilalți, pe toți oamenii. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu puterea credinței în El, să folosim aceste momente pentru a trăi mai intens credința și pentru a ne îndrepta gândurile mai des spre Dumnezeu nu pot să nu l amintesc pe Sfântul Părinte Papa Francisc, care nu numai în astfel de momente grele pentru omenire, dar obișnuit el, așa cum știm, este alături de cei bolnavi, de cei marginalizați, de cei aflați în suferință, de cei neputincioși. Iată ce spune Sfântul Părinte Papa într una din catehezele sale recente. Citez: Sunt aproape cu rugăciunile mele de persoanele care suferă datorită actualei epidemii de coronavirus și de toți cei care se îngrijesc de ele. Mă unesc cu frații mei episcopi, încurajându-i pe credincioși să trăiască acest moment dificil cu forța credinței, certitudinea speranței și fervoarea carității timpul postului mare, să ne ajute să dăm toți un sens evanghelic și acestui moment de încercare și de durere. Poporul lui Dumnezeu să se simtă însoțit de păstorii de suflete și de consolarea cuvântului lui Dumnezeu, a sacramentelor și a rugăciunii. Mă alătur și eu acestor îndemnuri frumoase ale Sfântului Părinte Papa Francisc. Încurajându-i pe toți să treacă cu puterea credinței, cu ardoarea carității, peste aceste momente grele, și să nu uite să folosească unul din mijloacele cele mai eficiente pentru a putea depăși aceste clipe grele, și anume rugăciunea. În ajunul sărbătorii Sfântului Iosif, 19 martie, să facem toți post, și abstinență, o zi de post și abstinență alături de multe alte rugăciuni și devoțiuni pentru a veni în ajutor celor care suferă din cauza acestei epidemii. Vreau ca acum să rostesc rugăciunea propusă de conferința episcopală italiană. O Dumnezeule atotputernic și veșnic, Odihnă în osteneală, sprijin în slăbiciune. De la tine toate creaturile primesc forță, existență și viață. Venim la tine pentru a invoca milostivirea ta, pentru că astăzi ne confruntăm din nou cu fragilitatea condiției umane, trăind experiența unei noi epidemii virale. Ție ți încredințăm pe cei bolnavi și familiile lor. Dăruiește vindecare trupului, minții și spiritului lor. Ajută-i pe toți membrii societății să-și desfășoare propria misiune și să întărească spiritul de solidaritate dintre ei. Sprijină-i și mângâie-i în îndeplinirea slujirii lor pe medici, pe lucrătorii sanitari aflați în prima linie și pe toți cei care oferă servicii de îngrijire. Tu care ești izvorul oricărui bine, binecuvântează din belșug familia umană, îndepărtează de la noi orice rău și dăruiește o credință neclintită tuturor creștinilor. Eliberează-ne de epidemia care ne-a lovit ca să ne putem întoarce senin la ocupațiile noastre cotidiene și să te lăudăm și să-ți mulțumim cu inimă reînnoită. În tine ne încredem și către tine înălțăm rugăciunea noastră, pentru că tu, o Părinte, ești dătătorul vieții și împreună cu Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în unire cu Duhul Sfânt, viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. O Marie tămăduitoare bolnavilor, roagă-te pentru noi, Dumnezeu să ne ajute să asculte rugăciunile noastre, să binecuvânteze biserica, familiile, țara, poporul nostru și întreaga omenire.